Gigi Becali amenin cu Revoluia, după ce FCSB risc de punctarea, o să vezi 3 milioane de oameni în stradă. Clubul CFR Cluj a solicitat Comisiei de Disciplină FRF sancționarea FCSB ca urmare a atacurilor la adresa grupului ardelene, în special pentru declarații ale lui Gigi Becali, sublinierei deoarece acesta l-a contactat pe Dan Petrescu în ziua meciului direct dintre cele două echipe, lucru interzis de regulament. Printre sancțiunile prevăzute de regulament pentru abaterile imputate de CFR Cluj se numere sublinierea de punctarea, informează Digisport.ro. Articolul 52.5 al regulamentului disciplinar, referitor la comportarea jignitoare, calomnioasă, sublinierei declarații care afectează imaginea fotbalului, prevede că astfel de abateri ar putea duce până la suspendări între sublinierea se sublinierei 12 luni pentru oficial, sublinierei penalii sportive de la 5.000 la 300.000 de lei. De asemenea, se menționează ce gruparea de care aparține persoana care a săvârșit sublinierea IT abaterile va fi sancționat cu secederea a 3 puncte. Gigi Becali a confirmat la Digisport existența unui astfel de demers al clujenilor, el menționând însă ce nu crede ce se va ajunge la depunctare. A subliniere tăci la orice de la ei. Periculos este ce ei gândesc ca sublinierea ceva. Nu se poate să aib finalitate, pentru ce nu a existat în Europa sau în lume ca pentru o declarație o echip să fie depunctat. Ce am spus eu? Am spus că în anul centenarului trebuie să mă lupt ca să nu că subliniere tinge în gurii titlul. E o jignire ce am spus ce sunt unguri? Leierul subliniere ine ce sunt unguri? Care demnitate? Cu ce am atins? Ei invoc ce de ce l-am contactat pe Dan Petrescu înaintea meciului. L-am contactat. Bine, dacă nu mai avem voie să vorbim cu lumea, în asta nu se va permite niciodată în România, adică ei au făcut ce au făcut, a sublinierea ceva nu se va permite niciodată, e un joc periculos pe care îl face CFR Cluj. La depunctare mă refer, a spus Becali. El a subliniat faptul că nu de mult conductorul clubului CFR Cluj, Iuliu Mure, subliniere an, spunea că nu îl deranjează declarațiile lui Becali. Dacă se întâmpla sublinierea ceva, nere. Depunctarea, o să vezi 3 milioane de români în strad. A sublinierea ceva nu se va permite. Nu are cum să se întâmple a sublinierea ceva ce nu e normal, a adugat Becali. După alegerile pentru postul de presubliniere dinte al FRF, că subliniere tigate, miercuri, de Răzvan Burleanu, Gigi Becali s-a declarat debusulat, subliniere i-a menționat ce s-a retras din fotbal, nefiind de acord să fie condus de Burleanu. Becali a precizat ce nepotul său Vasile Giambaz este cel care preia activitatea de fotbal a familiei. Joi seară,
Becali a explicat la Digisport ce nu are nicio acțiune la FCSB, club care este financat de câțiva ani de familia Giambazi. Eu n-am nicio acțiune în primul rând. Acțiunile nu sunt ale mele. Giambazi finanțează clubul de vreo 3 la 4 ani numai el, eu n-am mai dat niciun ban la club, a spus Gigi Becali, conform News.ro. Printre declarațiile lui Gigi Becali pentru care CFR Cluj vrea sancționarea FCSB se numre următoarele, cu CFR. Tăi cu CFR să se dea lumea la o parte, ce e Dan Petrescu acolo. El înjur pe toată lumea de familie pe acolo. Când nu prime subliniere de penalti la mi subliniere to, zice ce a venit în România pentru ce ele mare. Becali a făcut aceste declarații cu câteva zile înainte ca, la 18 martie, CFR Cluj sublinierei FCSB să remizeze, scor 1-1, în etapa a doua a play-off-ului Ligii 1.